Bună, fetelor! Filmez astăzi și videoclipul cu achizițiile din luna ianuarie, adică ce mi-am cumpărat eu în luna ianuarie. Le-am înșirat așa pe lângă mine aici, o să vedeți că sunt multe și o să vi le prezint așa pe rând pe fiecare. Vreau să vă prezint odată acest set de la Avon Look. Este un set cu apa de parfum pentru ea, deodorant și această loțiune de corp. Este din categoria floral orientală. Are extract de bergamotă, Regina Nopții și lemn de santal. L-am cumpărat, nu l-am folosit încă, doar l-am încercat. Pare cum se vede, e plin. L-am încercat, mi-a plăcut la prima simțire a lui. Bun. Ce produse mai cumpărat? Mi-am cumpărat această cremă de corp Duo. Este cu vanilie și scorțișoară. Să încerc să o desfac și să vă arăt. Formula este Duo în două culori. Așa. Acea nuanță de maro are și puțin sclipici. Îmi place la nebunie mirosul de vanilie. Mie îmi place vanilia, dacă vă place, vă recomand. Un alt produs, tot de la Avon, pe care mi l-am luat, este acest body scrub cu ciocolată. Un gomaj pentru corp, zic eu. Are un miros foarte frumos de ciocolată, dar ciocolată cacao îmi place. Un alt produs pe care eu mi l-am cumpărat în luna ianuarie este acest produs, un gel spumant purifiant pentru față de la Gerovital Plant. L-am folosit, vedeți, are și prețul pe el. L-am folosit, îmi place. E foarte delicat. Da, îmi place. Un alt produs, tot de la Gerovital Plant, pe care l-am cumpărat în luna ianuarie, este acest șampon. Spune că oprește căderea excesivă a părului, fortifică rădăcina și activează creșterea părului. O să vedem. E în folosință. Un alt produs pe care l-am achiziționat în luna ianuarie este acest deodorant de la Garnier. Un deodorant invizibil. Nu lasă urme din cât l-am folosit eu. Da, protejează și nu are acel norișor de praf. Îmi place, nu are alcool și nu are parabeni. Deci e super ok. Pentru întărirea firului de păr și a unghiilor mi-am luat aceste suplimente nutritive de la Oriflame. Le folosesc aici, vreau să vă arăt o folie care mi-am trecut zilele și așa pot să văd în ce zile am uitat să le folosesc și sper să-și facă efectul așa cum spun și cum am auzit. Tot pentru întărirea firului de păr mi-am luat niște tratamente. O să le
un șir aici. De la farmacie. Tinctură de mesteacăn, tinctură de urzică, tinctură de ardei iute. Asta e un tonic capilar. Tinctură de brusture, vitamina E și vitamina A. Acestea toate le-am amestecat și le-am pus în această cutie goală care am avut-o și cu pulverizator și folosesc tratamentul mai ușor pe păr la rădăcină. Acest tonic încă nu l-am început. După ce termin astea, o să încep și tonicul. Ok. Mi-am mai cumpărat în luna ianuarie aceste geluri de duș, două. Este la baie acesta. Eu am un dozator pentru gelul de duș, unde golesc gelurile. Dar acesta nu este terminat, este încă la baie. Asta e sub formă de gel, asta e sub formă de cremă. Asta e în folosință, îmi place, de acesta încă nu pot să vă spun nimic, e plin. Un alt produs pe care mi l-am cumpărat în luna ianuarie este acest demachiant de la Avon, 3-in-1, cu aloe. Îmi place foarte mult. E delicat cu pielea, nu irită, îl folosesc și pe zona ochilor. E ok. Un alt produs pe care l-am cumpărat în luna ianuarie este această rezervă de săpun lichid de la Kaufland. Este cu miere și lapte. Încă nu l-am început, deoarece am alt săpun lichid la baie, dar o să vă spun. Am folosit varianta cu extract de nufăr, care mi-a plăcut foarte mult. Sper să-mi placă și această variantă. Dacă nu, oricum revin la cea, la varianta cu nufăr. Este foarte bun ca preț și are un litru. Și e rezervă, nu mai plătim ambalajul. O altă achiziție în luna ianuarie este această lumânare în recipient de sticlă, care mie mi-a plăcut foarte mult. Este cu miros de trandafir. N-am început-o încă. Am altele în folosință, dar miroase foarte bine, se simte așa, fără să fi aprins lumânarea. Cu miros de trandafir. Îmi place și faptul că are aceste trei nuanțe de roz. E drăguț. Acestea au fost produsele pe care eu le-am cumpărat în luna ianuarie. Sper că v-a plăcut acest filmuleț. Dacă da, vă rog să-mi dați un like, un share, să vă abonați dacă vă place, bineînțeles, și comentarii. Dacă vreți să discutăm despre ceva, dacă vreți să vă povestesc mai multe despre produsele prezentate, cu mare drag. Vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați urmărit. Vă doresc o zi frumoasă și mult soare! Pa, pa!